pun lângă... Oana, bună dimineața! Mai vrei să stai lângă? Neața, neața! Bună dimineața! De la Neața deranjăm! Deranjați-mă! Unul nu zice, okay. Nu mă deranjați, este o plăcere nemaipomenită ca în zi de luni să vă aud vocile astea. Unde, unde am nimerit cu telefonul ăsta? În localitatea Tomnatic, lângă Sinicolau Mare, aproape de Timișoara. Foarte bine. La Tomnatic. Am zburat deasupra la voastră. La Tomnatic. Cum e, cum e vremea? S-a răcorit? Foarte, foarte tomnatică. Am înțeles, s-a schimbat. Care este anotimpul vostru favorit la Tomnatic? Da. Care? Chiar toamna. Toamna, da. Toamna. Fire romantică, înțeleg. Da. Ești născută azi? Sunt născută pe 17 septembrie. A fost sâmbătă ziua mea, dar merge sărbătorită și mai târziu. Ești încă în zodia aia bună, înțeleg. Da, în zodia cea mai bună din an, da. Nu contează, ce contează? Ideea e că după aia se strică totul. Se trece, la, se trece la zodia lui Puberu. Oana, păi noi am sunat de fapt să spunem cu mică întârziere. La mulți ani! Mulțumesc! Să te întrebăm cu ce te ocupi? Inginer software. Software? Software, lucrezi la Timișoara? Da. În prezent de acasă, încă mai lucrez de acasă, dar da, la Timișoara. A fost perioada asta cu remote-ul și v-ați descurcat? Da. Cum a fost? A fost puțin greu la început, până ne-am obișnuit să separăm lucru de casă, da, dar acum merge foarte bine, zic. Dar cum faci? Nu te mai vezi cu colegul, trebuie să... Na, cum vă intersectați? Ne întâlnim din când în când la birou și ne întâlnim și... În timpul liber. Ia-mă. Se rezolvă, deci nu e distanța... Ai auzit că dau frigiderile astea, atacuri din astea cibernetice? Ai auzit intervenția noastră de cu dimineață? Adică n-am auzit. Am folosit IP-ul de la un frigider Fram, supolar, și au dat un atac puternic cu ouă. Oana, te pupăm, îți mulțumim că te uiți la Neața. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani!